Un adolescent de 17 ani a intrat în casa unei bătrâne în vârstă de 72 de ani, a strâns-o de gât și a cerut să-i aducă banii. Când femeia a fost eliberată ca să-i aducă ceea ce a cerut, aceasta a luat un polonic și l-a îndepărtat pe agresor. Conform mesajul.ro, oțul a fugit, dar a fost prins de localnici, a relatat publicația locală Bună ziua Iași. Incidentul s-a produs într-o dimineață în jurul orei 7, iar tânărul de 17 ani purta glugă și o mască chirurgicală. După ce tentativa de tâlhărie nu i-a ieșit, fiind lovit de bătrână, adolescentul s-a panicat și a încercat să fugă, dar nu a reușit să iasă întrucât ușa spre care mersese era încuiată. Au relatat magistrații. Ulterior, tânărul a sărit gardul curții și a fugit pe stradă. Bătrâna a început să strige după ajutor, spunând că hoțul care a intrat peste ea a vrut să o omoare. Mai mulți vecini au auzit-o și au pornit în urmărirea adolescentului. Când inculpatul a observat că este urmărit, a început să fugă pe un drum de pământ. A sărit mai multe garduri și a fugit în jur de 3 km, iar în apropierea unei străzi, martorii l-au găsit, relatează magistrații. Tânărul de 17 ani a fost condamnat pentru tentativă de tâlhărie calificată de către magistrații judecătoriei Iași. Acestuia i s-a aplicat măsura internării într-un centru educativ pentru o perioadă de un an, relatează mesajul.ro.